Nicoleta Drag ne dă din casă și ne spune cum i s-a schimbat viața de când a venit pe lume și cel de-al doilea băiețel. Mai mult decât atât, ne-a mărturisit și cum reușește ea să-și împartă timpul între familie și afaceri, dar și dacă există mici gelozii între frați, să o ascultăm. Ați stabilit cumva data botezului? Mai nu am stabilit, ne-am gândit că undeva prin august, pentru că și Vladimir face 3 ani atunci și am zis că poate facem ceva combinat. Nu ne-am gândit pentru că acum sunt și cu mutarea, am avut mult prea multe chestii pe cap încât să am timp de plănuit ceva. Inițial am spus că poate facem ceremonia la biserică acum și apoi petrecerea mai târziu, dar cred că dacă apucăm să facem biserica, nu știu că mai avem chef de petrecere. Cum este viața de mămică de doi? Este frumos, dar pe cât de frumos, pe atât de greu. N-am înțeles. Dar ne obișnuim așa, pe zi ce trece, mai mult. Există gelozii din partea celui mare pentru cel mic? Mai da, are momente, nu e ceva a la lung, să spun așa, dar are momente, da. Are momente când îl pupă, are momente când spune că îl bate. Nu îl bate, dar spune, știi? Și cum gestionați aceste mici momente tensionate? Păi, cu calm, că altfel nu cred că am ieșit la liman, să spun așa. Eu încerc tot timpul să-i explic, să-i povestesc, că uite, mami, e fratele tău. Nu am ajutor, mă mai ajute fetele de la atelier, pentru că noi momentan încă stăm unde am și atelierul și, na, asta mă ajută destul de tare. Dacă, nu știu, am ceva treabă, pot să-l las pe cel mic, mă refer cu ele. Ușor nu este, nu o să te mint, este destul de solicitant, dar m-am obișnuit cumva așa. Nu știu, eu am o ritm de viață destul de alert așa și m-am obișnuit cumva. Bine, uneori mă mai dobor oboseala, mă simt epuizată și așa, dar mă descurc și mă ajută foarte mult lucrul ăsta, că încă stau aici unde am atelierul, știi? Și practic mă trezesc și din apartament de la mine dau un atelier. Partenerul se implică și el? Toată lumea se implică, da. Și familia, care cum poate, îți dai seama. Dar în mare eu sunt baza, că eu trebuie să stau cu ei dimineața până seara, indiferent ce ajutor aș avea pe lângă.